Salut, eu sunt Miru și astăzi avem parte de cel mai pufos haul. Mama m-a învățat să vorbesc politicos, că tot ce fac în viața mea chiar are rost. Dar să o garantez eu, tată, n-ai crescut o fată, ai crescut fată de fată. Astăzi m-a trezit curierul cu o ocazie super specială și anume că am primit un mare colet, un mare colet pe care îl voi deschide împreună cu voi astăzi și acum. Pentru că am văzut că au trecut Crăciunul și Revelionul și vremea asta căcăcioasă și super friguroasă, nu pleacă nicăieri, m-am decis să dau o comandă pe net din nou și bineînțeles să împărtășesc cu voi ce mi-am luat de acolo. Site-ul de astăzi se numește pasar.ro, aveți în descriere toate detaliile, site-ul, Instagram-ul și tot ce aveți nevoie dacă vă place ceva de acolo. Au niște prețuri super convenabile pe site, au produse și din blană ecologică și din blană naturală, geci, veste, cardigane, tot ce vezi voi, adică de frig pe românește. Zic să-i dăm drumul și nu știu dacă să-mi prind părul sau nu, dar let's go! O, Doamne, me opening up to people! Ok, stați un pic, simt nevoia să precizez ceva. Dacă mi-am luat o haină din blană naturală, nu mi-am luat o haină din blană naturală dintr-un animal care nu mai există sau care urmează să dispară. Și da, mă gândesc și eu la animale atunci când îmi iau haine de blană, dar în același timp mă gândesc și la mine că mi-este frig. Probabil știu că sunt extrem de stupid. Prima piesă cu care vom începe este o haină din blăniță de iepure, scurtă și crem. O să vi se pare extrem de ciudat, dar vedeți voi după aia ce este și de ce este ciudat. Pare un sistem de prindere bine securizat, rău de tot. Cu niște cleme, cu niște chestii. Aceasta este haina scurtă cu mânești 3 sferturi. Blănuță mamuță. Este foarte drăguță. Îmi place, este extrem de pufoasă. Și crem, nu mi-am luat ceva pe crem niciodată. O haină pe crem, no. Să vedem. Următoarea piesă este o vestă lungă și blănoasă și cu glugă și călduroasă din blană ecologică. Mamă, deci îmi place, au un sistem de prindere foarte, foarte ca lumea. Foarte ca lumea, niște cleme, nu știu cum să vă explic. Aceasta este vesta. Este mai lungă, este până la fund, să zic așa. O iubesc, îmi place, este foarte... Este pufoasă, este foarte pufoasă. Și o să fie foarte călduroasă, bineînțeles. Priviți-o. Iubiți-o. Mai țineți minte la început când v-am zis că o să vi se pară ciudate niște chestii? Chestia ciudată este că mi-am luat aceeași haină pe două culori. Următoarea piesă este o blană de iepure neagră, tot așa. Foarte drăguță, subțirică, elegantă. Oricum sunt pentru iarnă, deci majoritatea ce am luat sunt pentru iarnă, dar sunt de purtat și pentru primăvară, vară, toamnă. Adică, da, sincer să fiu, mie nu mi se pare ciudat că văd o femeie în mijlocul verii cu o haină de blană, pentru că haina de blană sigur este făcută în stilul ăla, adică este subțire, nu e căptușită, nu e cambrată pe corp, e strict de design. Foarte, foarte moale, foarte drăguță, abia aștept să o port. Aceasta este o haină din blană de iepure, care este mai lunguță. Este mai lunguță. O pot purta în talie. Eu sincer să fiu, cam pe filmul ăsta mi-am luat-o și am văzut-o pe site. Pe care o pot purta în talie cu o curea foarte subțire sau cu habar n-am, cu tot un cordon de blană. Sunt foarte multe variante. Mi-a plăcut extrem de tare și am luat-o. Și da, probabil că pare ciudat că am mai multe haine din aceeași material pe aceleași culori, dar unele sunt scurte, unele sunt lungi, ce știți voi. Dar last but not least, ultimul produs de pe lista noastră de astăzi, mi-am dorit. Deci gândiți-vă că le-am văzut pe net toată iarna, m-am abținut toată iarna, iarna încă n-a trecut și frigul încă a dat în mine, așa că mi-am luat, nu m-am mai putut abține, mi-am luat un compleu.
un compleu de bluză cu pantaloni din acesta tricotat. Mi-a plăcut foarte mult. Uitați, pantalonii sunt lungi cu talie înaltă. Acesta a fost un aspect când am dat comanda, chiar am întrebat dacă sunt pantalonii cu talie înaltă, pentru că nu mai pantaloni cu talie înaltă. Așa, pantalonii și au și un super plovăraș cu gâtul lung, buzunare și mânecuțe evazate din alea de ladylike. Mi se par foarte drăguțe, materialele sunt de calitate. Știți că eu nu prea le am cu chestii de astea de doamnă sau așa, dar orice femeie cred că are nevoie în garderoba e de o blană. Să știți că cei de la pastar.ro au niște prețuri super convenabile. Din nou vă spun că vă las în descriere site-ul și Instagram-ul. Iar ce să vă spun, spor la shopping. Dragilor, acesta a fost haul-ul pentru astăzi. Mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și că nu v-ați plictisit. Vă pup și ne vedem data viitoare, pentru că mie nu-mi plac despățile și oficial mi-am făcut outro-ul pe dos. Așa că vă pup, bye!